Aș fi și unul de dreapta, da. Da, mă rog că-ți spun vreți, tata zără. Eu nu scrie pe de altă. Nu schițează, da? Nu bine. Azi, așa vedeam. După pacient. Nu, știți că sunt unii care schițează pe de-a special, trebuie să o pun fix, că nu pot, dar dacă nu schițează, atunci... Astăzi, la noi, în Comună Sapcea, în Centrul de Sănătate, trece un eveniment la prima vedere și chiar viziunea mea foarte importantă pentru localitate. S-a adus utilajul nou pentru stomatologie, fiindcă o comună cu peste 10.000 de locuitori, este important să avem și stomatologul nostru, mai îndrăles pentru persoanele în etate, care sunt pentru deplasat, nu prea pentru depășire în municipiu, nu prea predispus, și copiii mici. Eu cred că mai bine va lămuri doamna Eugenia Efros, medicul, stomatolog de la noi, referitor la utilaj, care a fost utilajul, de ce vârstă, și cred că Consiliul o să se ideea ca să predăm patrimoniul a primăriei care este la moment actual, în folosință la centrul de sănătate. Doamna Eugenia. În primul rând, eu vreau să mulțumesc domnul primar, fiindcă a făcut atât acest gest pentru pacienții noștri din Comuna Stăuceni, care până acum au fost serviți cu un utilaj foarte vechi, până 70 și, care era învechit atât moral cât și fizic. Și deoarece a expirat timpul când se putea de lucrat cu așa instalat, cu așa utilaj, datorită contribuțiile domn primar, care s-a implicat activ în acest rol de a cumpăra și a aduce, a găsit surse, în primul rând, de a cumpăra utilaj nou, care vor fi serviți pacienții, atât pe siguranță medicale, atât gravidele, copiii, referitor la programul unui care se referă cu plăcere. Vom fi bucuroși să vedem cabinetul nostru cu nouă instalație, cu nouă dispoziție, cu în folosul lor. Eu mă uit la dispoziția doamnei Ioane și sper că și calitatea lucrărilor. Păi desigur, desigur. Tot timpul am visat la o instalație nouă în cabinetul vostru și a sfârșit visul s-a realizat. Mulțumesc! Seamnă că v-ați trezit astăzi pe un picior cu bineți. Da. În realizarea visului. Am pus aici 10 șopturi. Aici un cățel posibil. Aici un cățel posibil. Sunt astea oameni transport de aici, da? Da. V-am înțeles că mă opri degeaba la mine să stai fac. Nu, pe degeaba e bata, nu pot în pare. Nu pot, da? Spre mă opri de mână la picea doua la asta. Ha, ca e așa. Este fiecat cărdaci, că prinsă-i dacă... Trebuie, da, să crochii, de aici, mă, te-și tascai să apoi. Ce-o trebuie? Așa, domnule director, întrebare. Care servicii ar fi prestate aici, la noi, în instituție? Cred că nu chiar toate. Da, desigur, nu vor fi toate serviciile prestate, conform programului UNIS, de la companie de asigurări, ceea ce se referă la stomatologie este control profilact la toate categoriile de persoane, tratamentul grafis a copiilor până la 14 ani, anterior a fost până la 18, așa de gratuit. Gratuit, da. Evident că nu cele mai multe preparate, dar ce în situație este. De servirea gravidilor, cu părere de rău, tratamentul pensionarii nu intră, numai doar dureri acute. Dureri acute la orice categorie de persoană, chiar și neasigurată, prim ajutor, evident că o oferim gratis. Sunteți obligați să aia da. Acordați primul ajutor, da? Da, primul da. Primul se cătărește. Și? Dar este procezarea, vreți de rău, companie de sigurări. E bine, companie de adunați ca specialist? Eu, ca specialist, aș putea face. Și aveți da. Posibilitatea la acest utilaj? Păi da. Este posibilitatea. Mai trebuie să careva resurse materiale, anume referitor la... Păi dacă este contraplată, vine persoana, vine să-i acordați acolo contraplată sau puteți face și mai multe activități, da? Totodată trebuie să fie coordonat cu
medicina prezentată. Acolo merge autorizarea cabinetului stomatologic și, independent de condițiile respective, se poate acorda anumite servicii. Atunci, părerea noastră, poate nici nu este necesar, pentru noi avem rengen pentru din da. Noi. Nu este necesar de făcut lucrurile care sunt complicate, cu protezare, cu... Evident, avem o radiografie, evident că da. Aici, spunem așa, este punctul de prim ajutor. Prim ajutor, copiii, cam la 14 ani, suportațiile profilactice de tot genul, care va folosi. Toată la spala, grădinița, totul, tot ce se referă. Prin ajutor și prin întâmpinarea bolilor. Păi da, lucruri profilactice. Da. Mie s-a dat întâmpinare, trebuie să învățăm pacienții noștri de a preveni toate aceste minciuna complicate de posibil care se urma după. Da, asta e închis. Lista serviciilor care da, lista este, pur și simplu este scris la etajul 2, dar trebuie să este panolul comercial, spun medicul șer și toată lumea. Lista manipulatoare este categoria de persoane care se servesc, este scrisată pe panou informativ. Aici ar fi bine că genuiește o persoană care e situată, nu ar fi interesalat. Nu vă mulțumesc, eu vreau să mă procedez, mă nu la coloana mea, nu e fi. Eu am în vedere, în propunerea noastră, să ne mergem la medicină, să se face lista care... Și noi vorbim și la ce zonați și... Da, să nu apară întrebări în plus care... Dar noi le răspunem, da, ori așa, ori așa. Vă mai aveți cunoască, întrebarea noastră e nevoie să intre, ca să întrebi. Chiar nu dacă știi că aici nu se mai face. Domnul primar, ne-a spunit pentru oște întrebare. O pot da. Rezolva eu, rezolv, nu pot rezolva el, îi dau indicația direct unde se meargă. Nu îl port pe întrebare, în față, nu știu ce. Pentru oște întrebare, ne-a spunit la pacient să răspund. Da.